Polițiștii din India au oferit o explicație neobișnuită, dar cu siguranță amuzantă, legată de dispariția aproximativ 200 de kilograme de cannabis care se aflau în custodia mai multor secții din țară. Mai exact, aceștia susțin că stupefiantele ar fi fost consumate de către șobolani. Apetitul răzătoarelor pune în pericol cel puțin 3 cazuri de trafic de droguri, notează BBC. Șobolanii sunt animale mici și nu se tem de poliție. Este dificil să protejăm drogurile de ei, a declarat un tribunal din India. Judecătorul Sanjay a declarat că atunci când instanța a cerut poliției să aducă drogurile confiscate ca dovezi în acele cazuri, i s-a spus că 195 de kilograme de cannabis a fost distruse de șobolani. Sanjay a subliniat faptul că în secțiile de poliție din Mathura se află aproximativ 700 de kilograme de marihuana și că toate sunt în pericol din cauza infestării cu șobolani. El a spus că poliția nu are nicio expertiză în ceea ce privește problema, deoarece rozătoarele sunt prea mici. Singura modalitate de a proteja bunurile confiscate de astfel de șobolani neînfricați, a adăugat judecătorul, este de a le scoate la licitație pentru laboratoarele de cercetare și producătorii de medicamente. Banii obținuți urmând să ajungă în bugetul de stat. Povestea polițiștilor indieni este pusă la îndoială și de către un studiu științific publicat în 2019 care arată faptul că șobolanii care au consumat cannabis tind să fie mai puțini activi și prezintă o scădere semnificativă a temperaturii corpului. În plus, după cum au explicat o serie de experți din Argentina, într-un caz asemănător, oamenii legii ar fi trebuit să găsească un număr mare de rozătoare moarte în depozitele în care erau ținute drogurile. În plus, povestea legată de droguri este pusă la îndoială de un caz asemănător petrecut tot în India. Mai exact, în 2017, șobolanii au fost acuzați că ar fi consumat câțiva mii de litri de băuturi alcoolice într-un sat în care consumul de alcool a fost interzis, iar poliția a desfășurat o campanie extinsă de confiscare a sticlelor de băutură, relatează Observator News.ro.